Exercițiu, exercițiu, dar nici chiar așa. Au! Bă, tu te tragi de șireturi cu organul care este în percheziție? Băi, poliția când percheziționează, te cată și în fund, bă! Ne. Ți-ai luat răbă mașină? Tu ce crezi, Chiorete? Bă, la ce față de chit ai tu? Singura mașină pe care ți-ai luat-o ar fi aia lui Frank Flintstone, mă. Da, ai vorbit cu el? În ce bani ți-o dă, băi? Băi, Chiorete, mașini din alea scumpe și de figuri își iau toți proștii, mă. Eu mi-am luat mașină cu personalitate, fraiere. Piesă de colecție. Să mor tu, unde? 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 Ia-ți, mă, de care? Unde? Ce marcă, mă? Volga. Volga! Bă, lui Fred era bună de tot față de asta, mă, de panorama asta. Credeți ca proștii, mă. Dar după ce o să vă zic acuera, o să faceți stop cardiac. Dar asta nu-i rău. Că o să muriți cu zâmbetul pe buze. Acu era mă, lui Stalin, ia. Exact, fraiere. Vezi, mă, că nu ești prea normal degeaba. E mașina cu care a venit în România. În pașpa. Auzi, băi, și de unde știi tu că asta e mașina cu care a venit Stalin și nu alta? Că am poze, gogoașă. Pentru că eu sunt fraier. I-am cerut dovezi vânzătorului. Plus că numărul de înmatriculare spune tot, mă, B44IVS. Adică? B44 Iosif Visarionovici Stalin. Incultule care ești incult. Da, bă, și cât ai dat pe ea, mă, nostalgicule? 4.000 de euro. Dacă o fac să și merg, o să valoreze miliarde, băi! Deci de-aia n-ai venit, tărăcuia, că nici nu funcționează, turbu! Dar e nimica, bă, că ai putea să-ți faci emisiunea dintr-însa. Că am impresia că e chiar mai luxoasă și mai arătoasă decât gena aia din care faci emisiunile, bă! Vedeți ca proștii, bă, e fii atent, să dea naibii. Dacă nu-i faci eu diseară emisiune despre ea. Și atunci o să vă dați cu capul de pereți, bă, când o să vedeți cât valorează. De fapt, cu care cap, mă? Că tu ești polițai și tu ești chiar. Până la urmă, urmărește-mă cu atenție că e ultima oară când mai poți să o dai în bară. Data viitoare o dai în gol. De la etajul 10. Au înțeles, boss. Ce trebuie să fac? Noi avem o fundație prin care mai spălăm așa din când în când banii, adică zilnic. Ia chipurile aduce cărucioare gratuit pentru... Pescai. Nu, infirmi. Până acum n-am adus decât unul. Și am senzația că s-a însemnat poliția. Ce trebuie să faci tu? Eu să... Cum mă... Nu spuneți că știi. Nu știu. Te duci în emisiunea lui Pupăză, pe post de furnizor al fundației și faci reclamă la cărucioarele pe care urmează să le aducem, da? Care urmează să chiar aduceți? Nu, fătălăule, și nu e treaba ta, da? Dar trebuie să pară că avem activitate, nu? Trebuie să justificăm donațiile. Să le justificăm? Și dacă nu vrea Pupăză să mă primească la televiziune la el? Îl convingi. Cu ăștia. Hai să... Lupu Paza. Lupu. E acțiune caritabilă, Pupăză, pentru... dintre ajutorare, pentru handicapați, care e un fel de muncă voluntară. Înțeleg, dar nu se poate, că diseară vorbesc despre mașini. Păi și eu ce-a căruciorit tot ca un fel de mașină, care are patru roți, are frână, n-are motor, într-adevăr, dar ce e avantajos, că e un mijloc de transport nepoluant. Da. Mărlane, am zis nu, nu, rămâne. Plus că ce vrei tu se cheamă reclamă și eu nu fac asta pe gratis. Irai tu, recu, nu faci pe gratis. Ia ca așa. Acum faci? Bă, Mărlane,
Tu ai nebunii, mă? Păi eu am mașină de miliarde și tu vrei să mă mituiești cu 2 lei? Mârlanu? Să spele bani? Ai șeful ce naiba! Păi ăla nu e în stare să spele nici măcar o pereche de cerapi. Dă-mi 5 perechi, 4 le scapă pe la scurgere. Că avem ghivete dintr-aia fără sită. Dar cine v-a zis tâmpenia asta? Avem o cârtiță infiltrată acolo, Chiorete. Epa, dracu! Și cum comunicați cu ea, șeful? Ați învățat-o să vorbească? Hai să o lăsăm pe asta cu cârtița, Chiorete. Să o lăsăm, șeful, cum ordonați, dar să știți că mie plăcea subiect. Dar mă rog, cum credeți. Ia zi-mi, ai văzut ceva suspect la Mârlanu în ultimul timp? Nuț? Bă, nu care cumva să-l acoperi din prietenie? Că-ți riști serviciu. Clar? Nici într-un caz nu-l copăr șeful, dar se poate. Acum mă privește nebiciune pupăză. Bă, tu ai nebunit? Dacă am zis nu, nu rămâne. Nu l-acoperi, Chiorete, a? Nu l-acoperi, nu? Și cu scaunul ăsta ce-i, mă? Dă-ți așa, Mârlane? Ești un nenorocit și lucrezi cu mafioții? Ia, Doamne ferește! Păi și atunci ce-i cu scaunul ăsta, mă? Ce-i la spital, mi l-a dat de la spital, că am făcut aceea, mi s-a tasat două vertebre aici lângă pubis și... Minte, domnule, s-a așezat de dimineață în el și nu face nimic. Dacă nu mă trece... Mârlane, să dea dracu să te prefaci. Că te bag la zdup pentru inducerea în oroarea organului, m-ai înțeles? Amăi, ce? Da. Chiorete, să fii cu ochii pe el, da? Nu e nevoie, șeful. Am eu o metodă prin care o să-l verific dacă chiar e bolnav sau se preface, să știți. Bine, mă, nenorocitule! Păi tu vrei să mă bași pe mine pușcărie, mă? Parcă-i chiar focul stear, mă! Și bă, pupăză, mă bași și pe nimeni emisiune la tine, că bă, dacă nu mă gâte mafioții să ne punesc. Mă moară cu zile, bă, pentru scaunele astea nenorocite, m-am pus să le fac reclamă, dacă nu intru la tine de emisiune, n-am unde. Mă ajuți? Bă, tu ai nebunit? Vrei să mă aresteze Mateescu pentru complicitate? Hai! Pupăză, te umplu de bani, fii atent câți bani îți dau să nebunesc, dacă nu... Ah, că țin... N-am mai ce să ți dau paștea și păstrez eu paștea. Hai acum să zic eu ceva acum. Știi ce? Mă plictisești, bă. Păi... Păi că... Ardi-te ar focul, câine. Lasă că mai vedem. Hai, tată. Și acum să te verificăm noi, Mârlane. Dacă tu chiar ești intuit în scaunul ăla, ori poți a te mișca, bă. Mie nu mă interesează, bă, nu mă interesează. Hai cu tata! Hai! Hai! Dar luați în calcul că mașina mea nu este una oarecare, ci este Volga cu care Iosif Visarionovici Stalin a venit în 1944 în România. Luăm o scurtă pauză publicitară și continuăm discuția. Ce mai vrem, Mârlane? Pupăză, primește-mă în emisiune, te implor, că nu mai rezist mult în scaun. Vrei să mă bagi în pușcărie? Păi, ești nebun? Bă, Mârlane, bă, tu chiar ești înțepenit, bă, dacă n-ai luat tu cârnațul până la ora asta.
Iată, am revenit și avem un nou telefon. Alo, da? Alo! Să-ți fie rușine, tovarășe! Ăsta, comunistule, că te lauzi cu simbolul opresiunii bolșevice! Mârlane? Așa! Jignește telespectatorii care are curajul să spui adevărul! Noi n-am știut cum să distrugem însemnele comuniste la Revoluție și tu te fălești cu mașina lui Stalin! Rușine, caghemistule! Mă, care cunoaște că ești bolșevic! Și că de-abia aștept să reînființez Partidul Comunist, leninistule! Bine. Doamnelor și domnilor, ne pare foarte rău, dar s-a întrerupt legătura. Oricum, se pare că domnul avea probleme psihice. Dar să luăm un alt telefon. Alo, da? Are dreptate, domne. De ce îl faci nebun? Mașina aia e simbolul tiraniei. Numai un comunist nostalgic putea cumpăra așa ceva. Rușine! Ferti, tu faci în pensionat ca să nu te pun să... Nu mă bică să nebunesc dacă nu sunt țepenit de la brâul jos. Știu cum poți să faci să-l verifici. Cum? Ce zici, mă? Ce vrei să faci? Ce? Nimic, iubi, nimic rău. Doar un pupic. Franțuzesc! Nu! Tu ai devenit cumva mai comunist decât Iliescu sau ce? Nu înțeleg. Păi, explică-mi și mie atunci ce ți-a venit ideea asta cu mașina lui Stalin și măcar dar fi fost a lui? Păi da, e a lui, că a venit cu ea! Omule, înțelege, Stalin nu a fost în România. Pricepe, ce Dumnezeu? Te rog foarte frumos, pupăză, să scapi de eticheta asta de comunist, că dacă te prinde mogulul, te dă afară. Nu știu, descurcă-te. Treaba ta. La revedere. Doamnelor și domnilor, iată, am revenit. Și am o mare surpriză pentru dumneavoastră. În exclusivitate, în direct, și sunt convins că și în reluare, vă voi mărturisi adevăratul motiv pentru care am achiziționat mașina lui Stalin. Ca să o distrug, dragi prieteni! Ca să șterg orice urmă a terorii comuniste! Deci, nu numai că nu sunt comunist, cum mă acuzau pe nedrept niște detractori, dar sunt chiar un dușman, un verșunat al acestuia! Și ca să întăresc această afirmație, vă arăt că sunt dispus să achiziționez toate mașinile foștilor membri CC al PCR pentru a distruge orice urmă a regimului de tristă amintire, dragi... Doamnelor și domnilor. Băi, nu înțelegeți că n-are nimic? S-a ridicat din scaunul ăla de față cu mine și cu pupăză, ca să-mi tragă una, uite dovada! Păi ție nu ți-e rușine să minți în halul ăsta? Păi asta, dacă nu era anchilozat, fugea de rupea pământul, că nu suportă sărutul franțuzesc. Am impresia că tu nu știi ce să faci să-mi bagi iubițelul la pușcărie. Măi, măgarule! Ia, ajută-mă să-l car pe ăsta, că mă indispun. Da, nene, da, tanti. Mârlane! Mârlane! Mai vreau, mai lasă-mă, faci cum mai bine mori. Nu sunt anchilozat, da, nu... Știu, mai banii aia? Adică, da. Poți să-mi dai și te las să-ți faci reclamă la cărucioare la mine în emisiune. Da, dă-mi. Dragi prieteni, am achiziționat toate mașinile de trist amintire pe care le-ați adus în fața televiziunii. Iată și dovada, taloanele lor. Bună seara. Bună seara. Domnul Pupăză, o întrebare am și eu la dumneavoastră. Cele 23 de daci parcate pe bulevard în fața televiziunii sunt ale dumneavoastră? Da, exact, domnul agent. Vedeți, dragi prieteni, chiar și organele competente confirmă acest lucru. Așa este, sunt ale mele. Ha, foarte bine. Puteți să dați doar 2 minute de publicitate? Să... De ce să... Ca să-mi semnați și mie amenzile pentru parcare ilegală... Și procesele verbale pentru ridicarea autoturismelor. Vă rog frumos. Păi și cât ți-a dat, mă, amendă?
Las-o dracu de amendă și mai bine ajută-mă cu mașinile! Că mi l-a dus într-un loc unde este 1.000.000 de lei pe oră de mașină și sunt 23! Dragi prieteni, sunt paralizat de 10 ani și sunt fericit. Sunt fericit că am întâlnit aceste scaune. Priviți cât de ușor manevrabile sunt. Ia uitați, uitați cât de ușor se conduce. Mă învârt unde vreau, mă duc unde vreau. Acesta ar trebui să fie mijlocul de transport al viitorului. Să lăsăm mașinile deoparte, să le închidem undeva unde să nu ne mai polueze atmosfera, să nu ne mai distrugă pământul, ne otrăvește oxigenul, ne omoară balenele. Și când spun balenele, nu mă refer la neveste. Păi ăsta nebunit sau ce naiba face? Mărește altceva, stai liniștită. Iată că mi se spune că avem și un prim telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Mirela Teodorescu și sunt președinta Handicap International Society. Domnul Mârlanu, sunt profund impresionată de inițiativa dumneavoastră. Mesajul mi se pare inspirat și de impact. De aceea vreau să vă întreb dacă nu vreți să ne soțiți la conferința mondială de la Paris. Eu la Paris? La Paris? Yes! Dați-mi voie să-mi exprim încântarea și consensul. Ai văzut ce plănuia, domnul? Adică tot timpul ăsta s-a prefăcut ca... doar ca să... ca să ajungă la Paris! Eu când ți-am spus că nu e anchilozat și joacă teatru, nu ai vrut să mă crezi! Ar trebui să-ți dau pumnul ăsta înapoi! Revenim cu discuția la aceste minunate scaune cu rotile după publicitate. Publicitate! Yes! Și plec în Franța, și plec în Franța. Mârlane, mi se pare mie sau te-ai ridicat? Vi s-a părut, șeful, levitam. Aha, măgarule, faci pe ologul ca să pleci în Franța, să scapi de mine, a? Faci pe ologul? Nu fac, șeful, jur, sunt paralizat de la brâu jos, nu mai simt nimic, nu mai simt picioare, nu mai simt... Ce vă las după nebuna asta? Asta e nebuna! Sunt nebuna? Ia să vedem noi dacă ești țintuit! Ne, nu mai vedea tu, poți mă sărut cât vrei, sunt imun! Nu te sărut, Mârlane! Că am găsit o metodă de verificare mai bună! Hai la... Ia să verificăm noi dacă ești țintuit! Vezi că doare! Mai vrei? Idiotule! Mi-ai făcut fundația de rahat! Mi-ai discreditat-o definitiv! Dă banii pe care ți-am dat înapoi! Nu-i mai am, șef! Jur să mor eu dacă i-am dat lui Popoza cum mi-a donat! Atunci o să te spintec și o să-ți vând fiecare organ în parte ca să-mi recuperez pârleara. De unde să încep? Stați, șeful, stați, că mă revanșez altfel să nebunesc. Știu, știu pe unul care are o mașină de colecție, valorează miliarde, dar ce spune miliarde? Chiar milioane. De ce nu-mi răspunde? Poate îmi cere 100 de milioane pe parcare, că... Auzi, bă, dar vinde și tu o portieră de la Volga, a? Și te achiți! Când e vorba de bani, n-am simțul umorului gogoașă. Da, ia zic, Iorete! Domnul Popoza, în legătură cu Volga lui Stalin vă sun. Dacă vă ofer 20.000 de euro, o vindeți? Chiorete, unde-i Volga? La casa coalii la antemașini, vă pupăză! Ai distrus Volga? Da, dar am filmat minut cu minut, că știam că trebuie să dai pe post. Am avut grijă, dar tot nu-i problemă. Și cadou pentru tine, iată-mă ce ți-am adus eu de la Volga ta, mă. Că te știu nostalgic, bă, pripăgitule, mă. Alo? Nu doriți doar volanul? Sau, mă rog, o altă Volgă? Că aia oricum nu era lui Stalin. Știți,
Stalin n-a venit niciodată în România. Apar n-am avut, boss. Păi ce știu istorie? Ieși afară că te omor. Nu pot. Nu pot că mă caută gagică mea. Cine? Angelica. Godzilla? Mă, da. Vine aici. Mărlane, fugi. Salvează-te. Fugi. Du-te. Nu mă Angelica, unde, unde să mă duc? Nu știu, predă-te. La Bulău nu o să vină după tine. Nu o să te caute. Eu am fugit. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Stau aici, nu-mi pare rău. Că sunt sigur la Bulău. Ce e cu asta? De ce ai făcut? Pentru că a recunoscut că ți-e complice, Mărlane. Nu i-a ți-a dat scaunul cu rotine? Așa, plângi, plângi că le-ai pentru premianți. N-o să pup tu așa găgici în viața ta, mă. Nu mă uita la asta, Mărlane, citeam un articol. Hai, lasă-mă, citeai. Citeai tu, știi tu, să-i te-a dat elevarea în tine. Și un pot să fii, mă, să-ți faci în pământ proprii părinți, numai așa, ca să-i moștenești mai repede, eh? Eu nu se fac numai mic așa ceva niciodată. Din ai cum, gogoașe, că bătai ca Highlander, nemuritoare. Te povedești că bastonul ăla de la Aria m-are băgată vreo sabie de zboară căpite cu ea. E sigur că are o sabie, umflatule, și de seara o să vină să-ți taie capul la mare și sec. Păi cine faci tu, umflat, măi, crățănitorule, că-ți bag una de... Sărătate, numai decapitați, mă rog, eu că nu-s nemuritor, numai că mă lăsați, dacă vreți să fiți nemuritor, eu vă să simt până ce e de be the only one. Ce are? Gota cu ăla? A dat trichineloza în el? Mămică, dar cu ce ocazie pe aici? Mor, coaștele! Mor! De oboseală, de sete, de ce mori stanti? De moarte, Chiorete, de moarte! Adică de bătrânețe cu morbabele? Eu de ce ești, frijitule? Moata-i babă, da? Coaștele,
Adă o lumânare, maică, că mor. Mor, mă sting. Dă-mă o lumânare, n-auzi? Să avem cu ce să o reaprindem. N-a zis ea că se stinge. A murit. A murit, bă, mica. Ce nu mi-a dat iertarea după urmă? Lasă-vă că ți-o dă mâine, Costică, când s-o trezi. Că acu' ea dormită, ea. Da? Păi ce faci, mă, măgarule? Tu călărești o femeie bătrână și buribundă! Uitasem ce necaz s-a bătut asupra canapelei noastre. Apropo de canapea, păi nu fie rușine, mă! Să mă lăsați să mor pe canapea în loc să mă puneți în pat! Să mor creștinește! Mar și menea și făceți-mi dormitorul că mă termin! Aoleu, n-a plecat? Nu! Un plecăule! Că la domnul pleci când vrea el. Nu când vrei tu! Auzi, bre? Dar mor până diseară, da? Dar de ce întrebi, sfrijitule? Ca să aibă și băieții ăștia unde să stea, să se uite la emisiune la mine, că trebuie să-mi fac audiență. Ce bine că ați debarasat! Nici n-am auzit când a venit Dricu, Popa. Ce mă? A murit mămica! Bine, de ce nu v-ați zis nimic? Și noi care credeam că te-ai dus... Dar vei ce? Că doar nu era să fac pe mine! Lasă-mi, că la bătrân e scuzabil. Trăi dracu' din gură că-i dai idei și n-am spel tu. Păi ce faci, bre, nu știi, mă, tale, că vrei să mori într-un pat creștinește? Ce te întinzi pe canapea? În primul rând, că brei măta! Eu sunt o doamnă, da? Și în al doilea rând, vreau să văd și emisiunea lui Pupaza să mor liniștită, că nu m-a vorbit de urât în direct sau în reluare. Dă mai tare! Și stinge luminile alea, că nu pot să mor dacă îmi iar becurile în ochi. Bă, asta o să ne frece ca pe oții de cai. Hai? S-a frecat mătași cu oții de cai gogoașe? E o expresie, Chiorete. A, dar să știi că eu credeam în stare. Da, mă, mica nici n-are cai. Păi întomnat de aia, mă. O fi vrut să nu lase pe vieții oți să plece dezamăgiți, nu? Mă, lasă-i dracu de oți, că nu știi problema. Problema e că, înțeleg, să-l frece pe gogoașe că-i fisul. După ce moare, lasă moștenire toată averea lui. Dar noi ce vin avem noi, mă? Corect. Și ce-ți vrea să fac? Să ne dai și noi 10% de moștenire. Ca să știi și noi de ce o spărtăm pe măta, fie în ochiul al dracu. Ce, mă? Corect. Ce, mă? Mușna pa nenorocit! Eu am inima neagră că mie moare mamica și ție ți arde de făcut averi? Să-ți fie rușine! Păi mie cu așa. Îmi e rușine, dar tot vreau 10%. Și dacă nu ne dai tu, ne luăm noi, bă! Și știi cum e proverbul? Cine parte, parte își face. Și partea leului întotdeauna e mai mare. Că e de-aia să... ca să... te bagi, nu? În ce? Las că mă combin cu Pupaza. Dacă cu milițianul la câștig, mai bine cu chitra la pierdere. Unde-i mămica? La noi în dormitor, gogoșică. Am luat-o ca să mai avem și noi grijă de ea.
Hai, mă! Dar de când v-a pocnit pe voi așa grijă de mămică mea? De când am aflat că face casa. Am zis să te ajutăm, gogoșică, că tu treci prin momente grele. Da, că treci prin grele. Și că fiindcă profitorii a meștini au adus-o pe babă în dormitor să doarmă în locul meu. Să doarmă cu ei. Să doarmă cu ei? Da. Păi și de ce nu-i aduci mai aici? Să-i tratăm la cap. Stați liniștită, șefa, că nu e nebuni. Ei să prefac că au grijă de baba doar ca să o impresioneze. Că e pe moarte. Și în cazul ăsta, baba o să le lasă moștenire casa lor. Aha! Ia stai! Casă, muște... Păi și tu ce mai cauți aici, mai inconștientule? Tu te și luptă-te cu ea pentru casă, că noi avem mai mare nevoie de un acoperiș decât ăia. Încă să cred că pe Mârlanul a dus capul așa ceva și pe tine nu! Fata asta chiar a devenit polițist. Bă, asta cam așa e, Chiorete. Păi ce nu sunt? Mai ești aici? Mișcă-te odată! Bă, Mărlane, nu mai hor că e baba. Să nu-mi zici că a murit fără să ne facă actele. Nu mai hor că nu e în pat, bă, nu-i aceea. Cum e aici? Dar unde e? Unde e, bă, Mărlane? O fi adormit pe WC-ul, pe budă. Băi, Mărlane, dar la budă? Nu se merge cu valiza, Mărlane! Tu nu vezi că nu are lucrurile aici? Să știi că ne-a luat-o gogoașă înapoi. S-a prins dobitocul. Aulio! Hai, Mărlane, scoală-te că rămânem păduș! Haide! Au! Unde-i măta, hoțule? Ce aveți, mă, v-a stâmpit? Zi-o-te-i oașca, că te crăp! Păi ce, mă, nu-i cu voi? N-a zis, mă, că aveți voi grijă de ea? Păi și atunci unde-i gogoașă? Nu e gogoș! O fi plecat pe jos la cimitir, mă. Dacă are rău de dric. Mamă, ce idiot sunt. Asta poți să mai spui odată, că le știm. Cum i-am putut imagina că niște împrăștiați ca voi o să fie în stare să aibă grijă de mămica mea? Ah, cât de idiot pot să fiu, Chiorete! Chiorete, vino cu acei! Chiorete, dă anunț la poliție că a dispărut mămica, că amețiți ăștia... Cunoaștem problema, gogoașe. Poliția a intervenit în forță și a rezolvat cazul. Măta e pe mâini bune! Are grijă de ea de Zirica, că ea știe să aibă grijă de un muribund. Nu ca ăștia! Ticălosule! Mărlane, ăsta este hoțul care ne-a furat moștenirea! Pălește-l cu balta, cu mață! Asta era din altfel, era... Aha! Da, asta vă înghesuiți voi să aveți grijă de mămica, a? Ca să-i luați moștenire casa, nu? E, lasă că-i spun eu, hienelor! Bine, du-te! Băi, du-te! Da, aveți fieșcare câte 20% dacă reușiți să-l țineți pe ăsta pe loc, bă! 50%! 50! Și mie tot 50 ca să-ți rămână ție 50! Da! Da-te ție, bă! Da-te ce vreau să ajung la mă! Mămica! Mă, se rămâne! Yes! Păi ce credeți, mă? Eu sunt tâmpit ca voi, a? Vă arăt eu! Și unde trebuie să semnez? În josul paginii. Și sigur Costelușa-l meu nu mă mai vrea? Sigur! Dar sigur o să aveți grijă de mine? Ca doi copii adevărați! Și noi suntem martori! Mămică, nu semna nimic, ăștia sunt niște scroți! Nu le știe, mă, idiotul ăsta, că e mâns aici! Ce importanță are? A semnat? A semnat? Da! Cum poți să fac? Prea târziu, buteliosule! Țeapă! Ue!
pe mine, mă! Pe mine care am iubit-o ca... S-a iubit și cu cine? Care am iubit-o ca pe lumina ochilor, fantanaule! E o metaforă! Ia mai tai, băi, cu tânguiala asta, că-mi strii socotelile! Mărlane, zic, mă împărțim casa! Bă, prăpăditule, că o să-ți dai și ție câte cea. Uite, eu mă sacrific, îți dau de la mine, îți dau azaua. Ce boier, ce boier. Fii atent aici. Eu îți dau cocina. Dar fără porcinia, mă, ca să ai tu loc să te lăfăi. Da, și spași peretele despre hazda ca să ai loc mai mare. Oh, luați loc? Bine că ai venit. Hai, să facem împărțeală. Ce împărțeală cu păză? Împărțeala moștenirii pe care ți-o lasă baba. Ca semnat, nu? A semnat. Când ne-a zis asta. Și conform înțelegerii, mie îmi dai 50% și lui ăsta 50%. Da, și 50% ți-o prea. Ai, lasă-mă. Ai ceva scris cu mine? Chiorete, să nu îndrăznesc să... Că avem Marta. Pă, cine, mă? Mica mea! Halal martor! Domor și-am luat toate! Stai blând, că vine toată secția! Păi tu ce vrei, să agresezi organul? Dai cu minte, mărlane! Să vorbești, mă! Băi, să te dracule, să o face! Hai cu paza și tu ca și tu ești băgată! Chiorete, dacă scap cu viață, să-i duce alta lumea mică, că mie nu mai trebuie. Mă, că m-am fost ca prietenul. A vândut casa! Ui! Nu știu! Habar n-am cine e, nu știu! Lunu! Dar de ce nu mi-aș ceru și mie acordul? Că apartamentul ăsta este al meu și eu nu am chef să stau cu moșii în el. Că mi-a ajuns unul. Care? George? Mamă, Iulica, ce n-ai bine? Ok, recunosc că am greșit, dar e o chestie provizorie. O să dureze câteva zile. Ce vrei? Am semnat. Oricum, baba o să moară repede. Mm-hmm. Moare pe naiba, mă! Aia e Highlander! Nemuritoare! Auzi, fac pariu că bastonul ăla al ei... E sabie mascată, mă! Mamă, Iulica, ce naibii! Hai că dacă mă ajung să mă mul la casa mea, o să scap și de mine! Băi, eu nu stau cu baba! Punct! Dă-o afară, acum! Să știi că eu nu mă bag, eu nu-i spun așa ceva! Nu-i spui așa ceva? Ei, lasă că-i spun eu așa ceva! Deci, Iulica, maică, fă și mie un ceiut! Cum să nu, tanti? Succes! Auzi, doamnă, una și cu una fac două. Eu nu am nicio legătură cu înțelegerea pe care ai făcut-o mata cu Dezire și cu Chiorete. Da? Iar apartamentul în care stai mata acum, din întâmplare, este al meu. Așa că... Așa că ce? Hoașcă netrebnică! Ai profitat de bunătatea noastră ca să ne escrochezi ca o șarlatancă! Credeai că nu o să aflăm că ți-ai vândut casa, ai? Să-ți iei tot ce se aparține, să pleci din casa asta imediat! Chiorete, tu ai nebunit! Tanti, e gata ceiuțul! La băut! Ce fătălău! Scuze, Dezi, o fi gagică tu, dar ăsta e adevărul! Păi dacă baba a vândut casa, ar fi trebuit să aveți mai mare grijă de ea! Pentru că înseamnă că are banul! Și dacă voi o moșteniți, o să puteți să vă las casă unde vreți. Păi știi că ai dreptate. Păi... Ești genial! Îmi iau casă! Îmi iau casă! Ce-ai făcut, mă, idiotule, mă? Ce-am făcut? Iubito m-a pupat așa din prietenie, platonic, nu-i... Bă, tu ești idiot! Putem să avem noi grijă de babă, mă! Dar, iubito, noi avem casă! Ce casă, mă? Ce casă? Asta-i casă? Eu garsoniera, am arătă o cutie de chibrituri și mai dăm și chirie!
Mișcă-te și adu-o pe baba acum aici. Mișcă, că vreau să stau ca oamenii la vilă. Mișcă, mă, mișcă! Mișcă, uite, nu vezi că merg, ce să morc? Mișcă, uite, dau de mâini, din picioare. La noi o să fiți ca sânul lui Avram. Nu ți-e mă rușine să-mi vorbești de sân? Mie, femeia bătrână, măgarule! Nu fi nicăieri! Haideți că e și riscant aici. Vreți să vă treziți cu vreo bandă de borfași pe cap? Pe când la noi o să fiți protejată non-stop. Eu sunt înarmat, Emma e înarmată. O să fie bani în siguranță, mai ceva ca la bancă. Ce bani? Ei, ce bani? Păi ne-ați vândut casa? Bam, bam, bam. A, ba da! Dar am cumpărat altă casă cu banii de pe prima. Haia, haia, haia. Ce vrei, să rămân pe drumuri? Cum ați luat? Bam, bam, bam. Haia, haia, haia. Bam, bam, bam. Băi, răsus ca văciucul! Ăsta văciucul! Că mă găuresc! Scoate banii, mamaie! Eu de ce? În primul rând că mamaie e mata, da? Eu sunt odată! Și în al doilea rând, care bani păcatele mele? Aia care i-ai luat pe casă, hoașcă bătrână! Dar mi-am cumpărat o altă casă cu banii aia! Iete, contract! Casă la cheia. Vilă la cheie? A, la cheie, la... Dar încă nu mi-au dat cheia, că mai sunt niște finisaje pe ce pe acolo. Dar am ce venit să stau la cu voi? Adică nu ești pe moarte, te-ai prefăcut? Nu! Păi ce? Altfel m-aș fi primit să stau la ce... Este! Este! Adică tu ce vrei, mă, umflatule? Ce urmărești? Tu vrei ca eu să mor să dau ori tu popi, a? Și eu care am avut grijă că m-a tatea spălat pe picioare, te-am îngrijit. A murit? A murit, domnule. Da, Gogoașe, poți să o îngropi. A murit, mămica! Să o îngropi ăla lui care i-a vândut casa. Eu nu îngrop. Și apropo, scoateți-o afară că nu vreau să-mi împută canapea. Hai mă, că n-am unde să mă duc. Vă rog eu frumos, dați-mi drumul. Alo? Ce bine că mai sunteți în viață. Păi sunt aici. Aici? Se rup mâinile. Chiorete are să vă spună ceva. Da, tante, am fost un dobitoc și vă rog frumos să mă iertați. Dacă acceptați să reveniți așa de cu noi, eu vă promit că o să vă fac ce iuz din două în două minute. Da? Și am să vă fac masaj la tălpi într-o veselie. Da, și eu o să vă machez atât de frumos încât o să deveniți cea mai frumoasă moartă... o femeie din București. Vreți? Mersi, Doamne! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Noi avem mai mare nevoie de un acoperiș decât ei! A? Să trec un păpun. Nu o da în plâns. Asta poți să mai spui o dată, că le știu. Cum mi-am putut imagina? Nici noi nu ne dăm seama. Tocale las palmas. Tocale las palmas.
Erau vremuri de restriște. Omenirea avea nevoie de luptători adevărați care să o ajute să nu dispară. Doar ei îi mai puteau salva pe oameni. Era ultima speranță, ultima șansă, ultima soluție pentru ca viața pe Terra să continue. Ei sunt trăsniții. Opa! Stai așa? Care v-a să zică? Zilele s-au scurs unele după altele, la fel și episoadele. Ați văzut? Ai văzut, mă? Episodul 100 s-a lăsat cu chef de pomină. S-au schimbat impresii. Voi sunteți stralala? Ureri de bine și tandrețuri. Multe tandrețuri. Vă agitați de pomană. La împlinirea unui chintal. Ce căutați aici, măi, idioților? L-au sărbătorit pe Sfântul. Sfântul Morlanu. Și nu e vorba de Roger Moore aici. E sărbătoare, mă. Ca să cucerești o femeie, valos, trebuie să folosești tehnici de efect. Efectul albă ca zăpada. Ce, mă? Efectul albă ca zăpada, zice. Nici nu mai mi-aduc aminte. Femeia îl va alege pe cel mai puternic, arătos și viril bărbat. Intră! Gogoașe, pe tine nu te place nici oglinda, mă, dar n-are încotro. Selecția naturală. Stai tu liniștită că rezolvă fata, da? Funcționează din plin. Să-mi trag una, nimeni n-aș tu că există. Mașa carcere imediat că mă calc în picioare. O să-mi facă numai bine. Care dintre voi știe ce zi importantă e azi? Stai, nu spune. La împlinirea a 200 de episoade de instrucție, mâncare din gamelă și plantoane, haide să găsim o rezolvare, că suntem băieți deștepți, ce n-ai bine. Uimește-mă. Veteranii meritau și ei o recompensă. Zăi. Eu îmi doresc un... Sunteți genial, domn caporal. Și ce cadou ar fi mai potrivit pentru un soldat adevărat? De fapt, niște scobitori. Scobitori? Bravo. Până la urmă, gestul contează. Mă, să știi că eu tot nu-ți iau scobitori. Mă, cavață dentară acolo. Scobitori. Pentru comandant. Hai, executarea. Trebuie să te scobești adânc în buzunar. Pisoiaș! Ba, surpriză! Ăsta-i mare agazul meu? Nu ne dați banii, domn sergent. Care-i bani, mă? Până la urmă, ce recompensă primesc bravi soldați după o luptă de 200 de episoade? De bărma odată. Dați-i drumul de aici. La împlinirea a 300 de episoade, întâi trebuie să-ți fie greu, ca apoi să-ți fie ușor. Trebuia să fie de 3 ori mai multă bucurie. Ce? Taci! Am de ales? Unii însă n-au suportat atâta fericire și au dat în mintea copiilor. Ce mă fac? Apar tendințe anarhice în unitate. Bă, dacă cumva dezertat, nici măcar să nu te gândești. Răspuns cu capul pentru el, chiar dacă n-ai cap. Unii se visează șef. There must be only one, bă, ține minte. There must be only one. Adică cocoș. Mintea copiilor e mult lipsitoare. Tati, să nu mai mă lua niciodată singur afară cu cheia de gât, că o să dă toți copiii de mine. Tati. Unii chiar aud voci. Ai auzit? Ce? E să nu zici, că nici acum n-ai auzit. Ce? Până unde vor merge tendințele schizofreno-paranoide ale unora? Hai! I am Omar Sharif and I want to break free. I want to break free. Aici este regia, adică locul unde se înregistrează tot ce facem noi în platou. În sfârșit, iată, pot să fac și eu ce mi-am dorit tot timpul. Să mă joc și eu la butoanele astea colorate, că nu mă vede nimeni. Ia uite. Ha! Băi,
Băi, ce-am făcut? S-a stins totul, totul e negru. Melia, Lili, să mă ajute cineva. Băi, ce-am făcut? Ce faceți, mă? Ia mâna după el, ciocoaico! Dacă nu i-am pătut pe toți... Chiar am să nimici? Să moră dacă m-am gândit la țâțele. Stelodonaț, zeul sexului. Îmi păreai destupat, dar ești prea mâncațeș. Lasă-l la dapă zeul sexului, tu să-ți bracă pe ema. Ce episod ți-a plăcut ție cel mai mult din astea 400? Mărlane, trebuie să te calcă picioare! Câte mă... Cum ai ajuns tu la mine în ceată, mă? Pe pile, pe ce? Pușca, măi, cu ce te-ai inventat, pe ce? Chiar astea de care m-a zis pe rapare, te-al falsești, măi, care m-a făcut. Mai dai dracu, mărlane! De azi înainte mi te adresezi cu domn sergent. Ai înțeles? Astăzi aniversăm episodul 400 și n-avem chef de muncă. Ce-am ordonat eu? Să nu lipsească nimeni de la apel! Am ajuns la episodul 400. Da. Să bat piciorul cât a dormit. Oh. Hai, vine, vine, vine. Repetați, e? Ai noroc, tataie, ce faci? Ai noroc. Ce să fac, uite... Fetelor, ce episod v-a plăcut din astea 400? Dezire, vino, dragă, la lumină, că așa pare că vorbesc singur ca nebun. Vino cu acea. Ce episod ți-a plăcut ție cel mai mult din toate astea 400? Dracu m-a pus să le întreb. Ăla cu ema, când ar tăia țâțele, doar... Eu zic să vă arătăm cam cum se filmează într-o zi la noi la Trăzniținat. Îți place? Da, ce este? Ce să-i placă? Bă, nu-ți rușire, bă! Ce crezi, bă, singur cu iubitica mea? Bă, ți-a rus, mai ajunge, bă, de... Mă, nemernicul ăsta de Van Damme? Mi-a cam luat toate gagicile. Da, e, mă, dă să-ți ia lui șeful, dă toate mâinile după aceea după un platou. Eu cum îmi dau seama? Maestre. Ia că-i tai eu din leafă lui băiatul ăsta. Tu pune mâna scrie de țâțele lui, mă, să aruncăm și noi reticul în aer ca basca. Andreea, cu ce ești tu, clanța aia? Spune-ne dacă îți place în sânul nostru. Ce să mă pui să-mi pupă, să vă nimeni bine n-am plecat al dreacu, dacă nu imediat ce... E vorba de sâne aici, mă, una am promis, toată-mi faci. Dar mă, că ai scris silveța cu dezbraciu. Cioca, cioca, boc, boc. Mie mi-a plăcut episodul. Eba, nu le-a arătat să ține bun serialul ăsta. Nu, cel mai tare e ăla în care, mă, în sfârșit, frate. Chiar am să nimici. Păi stai așa pe mine, nu mă întreb. Nu, că ai fost obraznic. Rămâneți cu noi. Urmează episodul 500. Ce-mi cade păr, uite, de aici, de la spital și până acasă. Uite, și la vreo boală și o ciupercă de la... N-am avut ciuperci la bucătărie. Edi! Edi, am venit! Hai să faci mie un masaj la degețele, că eu nu le mai simt. Vrei acum, acum, bufoasă? Acum, dodolulotule, că nu mai simt picioarele, uite. Treaba ta, dar tu pierzi, că eu am văzut în frigider o dită. Aolea, ce ai văzut în frigider? Aha, vezi că nu mai au nimic picioarele? Ia uite cum ți le mai simți. Ho, disperat-o, că nu e nimic acolo, băi! Ba, de unde e asta? Băi, de frigider! Ia mâna, că eu l-am descoperit, e al meu. Dă și mie, Calico! E al meu! Dă făi! Dar fai și mie puțin, ca să văd măcar cu ce e, că poate nici nu-mi place. A, dacă nu-ți place... Na, acum să te văd cum mănânci.
prost ești, mă, Ferdi. Pe acum îmi place și mai mult. Că dacă ai scuipat, din rare gustul al tău atât de sexy și cremos. Dă și mie, Calico, da? Fă-i și mie, că mor aici. Opa! Ce faceți, băi, elefanțile? Luați mâna de pe tortul meu, că vă crap! Eu, Chioretă, să știi că am vrut să ți-l salvez de mâncăcioasa asta, că... Mite, că a scuipat în el, el cu scuipatul lui. Care? Ce-ai făcut, mă? Am... Dar i-am luat în siropat puțin, că era cam scufat! Ce faceți, mă, aici? Ajută-mă, te rog, ajută-mă, că ne omoară bruta asta pe tine, mă, de tot! Ce brută, mă, băie, frică de o femeie? V-ați dilit la binele? Dă-te! Păi cine faci tu, femeie, mă? Graz, mă, mus! Au! Au! Coloradu, eu de ce? Oi fi tu iubițica de poliția, dar să știi că eu nu-ți permit! Au! Cum ăsta s-a drogat, ră? Sau vrea să-l bat până slăbește? Nu așa să slăbește. Eu mă pricep că sunt cadru medical. Ce ești, mă? Cadru medical? Bă, voi v-ați stâmpit cu toții tabinele? Hai, noroc, mă. Bine că ai venit. Eu nu știu ce au făcut ăștia. Au mâncat-o pe jos, au băut-o pe ceo, dar s-au dilit cu toții tabinele. Habar n-au cine sunt și cum îi cheamă. Ei mai bine la tine la cabine și consultă-i puțin, că s-au dilit cu toții. La mine la cabine, mă? Bă, Ogoașe, eu cred că tu te-ai dili, mă. Ha, dar stai puțin că asta e bine. Că te bag de seară în emisiune, în direct, în exclusivitate și sunt sigur că și în reluare, mă. Păi îți dai seama, dacă titrezi așa pe ecran, prezentatorul emisiunii de sex, înnebunit de abstinență. Spargem audiențele, mă! Ha? Da, mă, invit și pe mine, pupăză, ca să-l păzesc în direct. Că nebunii poate fi agresivi. Pupăză? Lasă-mă naibii cu gogoașul ăla al tău în pace, că nu mă interesează. Ia zi, ai fost la ea la agenție? Când, mă, când? Că mă aburești de 2000 de ani. E, fă-mă tu a naibii, Chiorete, că de nu m-ai mutat eu cu primul care mi iese în cale. Să nu-mi zici tu mie pe nume, Dezirica. Tântălăule. Bună, Dezi. Dragă, n-avem niciun client? Nu. Mă, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Ar fi trebuit să avem coadă la ușă. Că în filme, cabinetele gagicilor sunt cele mai solicitate. Da, mă, dar alea sunt mișto. Nu ca noi. Chilioase și cu mustață. Și mă mai mir de ce nu vrea să se mute Chiorete cu mine. Măi, Dezi, măi, liniștește-te, dragă, că o să se mute. Auzi? Ia uite-te tu un pic la mine. Măi, Dezi, dar de ce nu te epilezi tu definitiv dacă te stresează mustața aia? Că acum se poate, dragă, cu laser. Cu ce bani deșteaptă? Că dacă aveam bani, îmi puneam silicoane. Nu vezi ce plat fuseam? Parcă aș fi bărbat. Uf. Uite alt motiv pentru care Chiorete nu vrea să se mute cu mine. Ups, sunteți aici. Nu se vede? Sau v-au orbit hormonii? Da. Ce are de zi? Vechea problemă. Auzi, mă, ziceți și voi, asta este femeie urâtă? Că m-a exasperat. Să zică el că e bărbat. Nu e chiar urâtă. Ai văzut, Iuri? Aceeași problemă. De urâtă nu-i frumoasă? Dai deșteaptă proastă, dracu! Stai, mai Dezi, mai! Uite ce ai făcut, mă, tâmpita, mă! Ce faci, iubitule, tu nu zici nimic? Trebuia să-i răspunzi tu, că știi că eu nu pot să mint. Te n-ai avut curaj. Lași-o. Tântălăule! Țaț-o! Ah, măgarule! Oh.
Mai încet, că ne aud alea. Ah, că numai tu ai stricat-o, golanule! Ce are fata Iulie? Nu se poate. Dacă au schimbat rolurile, trebuia să-l schimbe și pe-al meu. Logic, nu? Pe-al meu de ce nu? Eu geam. Sau măcar să-mi spună. Mie de ce nu mi se spune? Eu de ce sunt ultimul care află? E clar. Eu ca cel mare. Eu farsă. Sunt toți hotărâți să mă termine. Să mă nebunească. Ca să mă interneze la Balamuc și să-mi ia casa. Și să-mi ia casa. Casa mea. Nu. Dar deci... Ei, lasă că... Bine. Dar acum... Cum îi dăm asta? Corect. Că ăsta sigur n-are cum să fie implicat în cacea al maalor. Mușchiulică! Vino cu acea puțin, că am ceva de discutat cu tine. Bă, dar ce rapid. Amalia? Ce cauți tu aici? Cogoașă, te-ai lovit? Sunt eu, Doruleț, ce-i? S-a înțeles și cu asta, ce mă fac? Ia stai. Dacă vrea cacealma, îi dă băiatul cacealma. Și zi așa, Doruleț, te antrenezi, nu? Pentru olimpiadă, nu? Tragi. Păi normal, 24 din 24. 24, da, parcă tragi degeaba. Că eu văd că nu prea ai mai crescut în... Nu se vede. Nu, așa, păi, prin mai eu, dacă îl dai jos și poate, dacă mă las să-i pipă... Ia uite aici. Foță? Ia să vedem. Ia. Pietru, ia. O, da. Pietru, și pe care credeam că sunt de silicon. Silicon își pun doar travestiții, fraiere. Da? Da. Nu că-s beton? Sunt beton, dar dacă îmi dai voie să încerc și pe celălalt, așa, ia să vedem așa. Ce faci, mă? Cum ce fac? Lasă-mă, că simt că și tu vrei, nu? Simți asta? Simți, a? Mhm. Păi tu ce credeai, că eu-s din aia de-ai tăi, a? Perversule ce ești! Mai vrei? Dar face toată lumea mișto de mine, șeful. Știți ce zic? Că sunt negru, că și că fiindcă am băgat răcapul în cuptor ca să văd dacă ai mâncarea gata. Exact ca polițiștii. Hai bre, și matale râzi. Asta chiar e bună. Și știți ce mai zic? Că toți polițiștii ar trebui să fie negri. De ce? Păi dacă sunt proști ca noaptea, măcar să și arate ca trâns. Uite, vedeți? O să ajung de râs tuturor. O să fac de râs uniforma de polițist. Na, o dau jos. Mersi, Doamne. Sau nu. O păstrez pe mine și mă albez la față din machiaj. Chiorete, mie mi se pare că arăți super așa. În plus, ai și avantaje dacă ești negru. Ce avantaje, șeful? Când pleci cu mășcații, nu mai îți trebuie căgula. O, mi-l dai, te rog? Ce faci, șefule? Mă uitam dacă ești chiar așa negru cum zici. Și? Și ești beton așa. Stai mă liniștit. O să se obișnuiască lume cu tine. Credeți? Cu siguranță, Chiorete. Dacă zici, matale. Agent paranormal, ăsta principal, Chiorete. Spuneți, vă rog. Matale, își vrei șefa. Mișcă-te imediat încoace, că i s-a pus patalul de zire pe tine și-și caută hândrălău cu care să se mute. De ce? Ca să împartă chiria cu el, tântălăule. Nu cred! De ce i s-a pus pata? Pentru că o duci cu vorba și nu-i spui clar că nu vrei să te muți cu ea. Mă vreau, șefa! Păi atunci treci nabii încoace și convingi-o. Mărlane! Zi-l-o bila aia de bowling cu care conviețuiești tu, că aveți jumătate de oră ca să-mi faceți rost de tort. Că altfel o să aveți jumătate de oră să faceți rost de colive, mă!
pentru voi. Să-i dracu să fiți de gogoșari. Angie! A sunat? Angie! M-am nenorocit. Aveți de gând să terminați cu circoteca asta? Ce circoteca, mă? Adică nu te mai crezi mărlanul? Gogoașă, eu chiar sunt mărlanul. Ce ai, luat o razna? Auzi, prietene, poate-mi dai și mie niște bani până vine Angie, că... Deci nu vă potoliți. E bine? E, lasă că vă arăt eu vouă! Și mai ales nu nemernica care m-a pocnit! Bine. Ce, ești proștul vostru? De unde fac rost de tort? Uite, uite ce mi-a făcut parajuta dracului, uite! Cum mai apare din seara în emisiunea halul ăsta? Au! Costelo, din partea mea ai mână liberă. Și așa eu de mult vreau să scap de ea. Dar tu ești sigur că poți să o dai afară? Mă? Watch me! Mă, sigur? Chiamă aici. Chiamă pe Amalia în coace, te rog frumos. Mersi. M-ați chemat șeful? Nu eu. Costelo, în calitate de director de personal, are să spună un lucru foarte important. Eu vă las că aveți de discutat. Descurcă-te. Ce bine. Ia spune, Costelo. Dorăleț, știi că... Dorăleț, nebunule. Știu că pălești după mine de când ai venit. Și vrei să o facem? Tata, fii atent, că am două condiții. Să măresc salariul. Și două, să mă bagi la meteo. Ce ai făcut, nebunule? Un tort, nu se vede? Aaa, pentru mine? E, pentru tine, sigur. Nu fomisto, pentru Chiorete. Ca să nu ne omoare, că ăla pe care l-ai distrus era pentru Daisy. Haideți să gust și eu puțin să văd dacă e bun. Nu gust nimic, n-auzi că e pentru Chiorete? Da, mă, dar numai să văd dacă e bun, nu? Mai, nu gust nimic, n-auzi? Fomisto, că tu nu știi să te mai oprești. Bine, ok, nu mai vreau, renunț, dar cum faci tu, mă, Ferdi, mă, eu nu pot să mă abțin cât aș vrea, tu cum te abții? Cu greu, cu... Și uite, ca să ne abținem amândoi împreună, o să facem următoarea chestie. Facem o chestie? Facem o chestie. Ce mișto! Wow, cu cătușe, cum îmi place mie! Așa, Ferdi. Așa. Wow. Păi, nu... Ce? Ce-ai făcut, împitule? Ca să ne abținem. Păi, da. Acum suntem feriți de orice tentație. Stăm aici liniștiți până vine Chiorete. Când vine Chiorete să-și ia tortul, el are cheile, ne desface. A? Bine că l-ați făcut, mă, că altfel... Chiorete, bine că ai venit! Dic, măi, Chiorete, unde plec? Măi, pe noi, cine ne mai găsat? Chiorete! Ce-ai făcut, Ferdi? Doamnelor și domnilor, așa cum v-am obișnuit, și în această seară vom avea subiecte senzaționale. În direct, în exclusivitate și sunt convins că și în reluare. Ce cauți aici? Gogoașa, sunt în emisie. Ești în emisie, a? Ia zi tu mai bine, unde-i pupăză? Eu sunt pupăză, Gogoașa, ai nebunit? Ha! Deci așa? Deci tu ești pupăză? Normal că ești o dita mai pupăză! Dacă o asemenea doamnă se pretează,
Să le facă jocul nenorociților. Hienelor, v-ați vorbit? Complotați toți împotriva mea, dar n-o să vă meargă. Pe mine n-o să mă scoateți nebun ca să-mi luați casa, da? E clar? Doamnelor și domnilor, senzațional, cunoscutul moderator de televiziune Costel Odonaț a nebunit în direct, în exclusivitate și sunt convins că și în reluare. Doar aici, la Pop The Show! Surse de încredere ne spun că de la abstinență. Bine, Pupăzo, bine. Lasă că tot găsesc eu pe cineva care nu e în conspirația voastră. Corect. Corect, impresarul meu. Că ăsta n-are niciun interes să mă scoată pe mine nebună. Scalțone, Scalțone, vine imediat la mine că am o urgență. Acum vii acasă. Imediat, hai. Idiotule, dacă mănâncă ăia tot tortul, te nenorocesc. Ne-a venit salvarea. Foarte bine că ați chemat-o, pentru că o să aveți nevoie de ea. Pentru că în 2 minute o să aflăm cine e nebunul aici și cine e farsorul nemernic. De ce v-ați bătut mă joc de mine? Cine v-a spus mă să vă facă joc de mine? Nemernicul la voastră! Cine v-a spus mă să vă arătesc pe mine? Ați chemat poliția! Foarte bine, știați că o să vă dau un gât, nu? Domn polițist, să știți că... Gogoze, ai nebunit, Gogoze? Nu! Sono io Scalzone! Ia zi, ce problema ai? Scalzone, despă-ne și pe noi, că trebuie să ajungem undeva, urgent! Aveți cheia? Păi atunci o să vă coste, calea să taie greu! Chiorete, tu sigur vrei să te muți cu mine? Normal, iubi! Și ca să-ți dovedesc, iată! Ce-i asta? Avansul pe care l-am dat la agenție ca să ne găsească casă mai repede. Ai făcut tu asta, iubi? Scuză-mă, iubi. Stai puțin. Mai, terminați și voi mai repede odată, că vrem să rămânem și noi singuri ca să... Înțelegeți, nu? Încă puțin. Mai continuați și voi pe lungi 5 minute, că nu strică. Nu, pufasule. Ok, am înțeles. Ați vrut să faceți un experiment. Un episod special. Dar mie de ce nu mi-a schimbat, frate, personajul? Păi normal că vreau, că altfel par tâmpit, par nebun. Poți? Ah, perfect. Atunci știi ce? Pe mine fă-mă... fă-mă boxer. Da. Fă-mă boxer că m-am plictisit să fiu fătălău și blingău. Vreau și eu să fiu rău. Să fiu periculos. Să fiu fiară. Poți? Hai, mersi. Mersi frumos. Și zi la toată echipa de scenariști că îi pup și îi iubesc, da? Hai, pa. Ha! Hai, arată-te, hai! Hai, mișcă-te poțoare, mergătoare, hai! Arată-te, hai! Mai încercă vă spânguri, au! Șezi, culcat, culcat? Culcat, au! Culcat, adică în 4 labe, precum câinele, nu o să tragi la găsă, n-ai vrea să aduci vreo perină? Uite! Uite aici, tărtiță. Băi, panaramă, să fii cu minte până mă întorc. Să dea dracii să te mișcă, că dracii te găsește. Ne-am înțeles? Cu minte, cu minte. Dracu să... Ce rol de asta, mă, frate? V-am cerut să-mi dați un rol de boxer, mă, referit la pugilist, nu la rasă de câine. Voi scenariștul lupește, e careva pe aici? Mă aude cineva? Voi se mai filmează? Mă! Și că stau așa, frate? Și viața de câine am? Alo? Thank you.
la prima râdeți de noi. Dușmanii zic că avem pile, noi însă știm că ne îndrăgiți, că avem puteri de eroi, ca ăia din Termopile. Suntem vitești frumoși în ea, mă rog mai mult cazul meu. Iată, ne ajung și la finalul episodului 500. Mulțumesc echipei. Le mulțumim și urăm serialului Răzniți din NATO să meargă mai departe. Tot înainte. Iar uite, îl întrebam pe prietenul tău, Chiorete, ce ar vrea să fie dacă n-ar fi de la țară. Tu ce ai vrea să fii dacă n-ai fi neagră? Gagică să. Ai șeful și mai tare, bre! Ce joci, mă, așa? De ce joci așa? Pupăză, el e. El e pupăză, e grichiroiu. Mulțumesc, el e... Producătorul nostru. Ah! Șef facit pentru ăștia. Șefa. Aici de față să-i punem câteva întrebări pentru dumneavoastră, telespectatorii noștri. Cine-i cuplat cu Machioza, nu tu? Da, e, am de toate, deci am de toate, totul în regulă, ok. Am deci și... totul e ok. Da. Ce să-l mai întrebiuți? Ce vrei tu, mă, pupăză? Păi dacă sunt proști ca noaptea, măcar să rădui... Macar, ok. Macar. Că dacă sunt proști ca noaptea, măcar să arate ca ea. Catrâța, opa.
înseamnă că trebuie să mă tratați cu persiepul din ăsta de bărbați. Pomarle alb al frâzniților. E prima dată când mă simt slabă. Priviți, tu știi. Priviți. Auzi? De urâtă lui frumos. Pentru și mi-am dă proba, dracu. Mai stai, mai desi, mă. Uite ce mi-ai făcut, mă. Nu zic nimic. Au! Mă atrage tot. Mi se pare că te-a și tuns. Uite-mă, băi, uite, iubi. Da. Uite-mă, uite-mă, să vedem ce spun unii dintre colegii noștri. Mă rog, respectiv Chiorete. Bă, Chiorete, Bogdan Dumitrescu. Și acum vreau să vă prezint pe cea mai căutată rebelă de la noi din serial. E, de când l-au externat, deci nu mai a făcut niște injecții cu nisip, după care și-a revenit. Și acum a dat la pește pe uscat. Să nu sperii pește. Dacă n-ai fi de la țară, ce ți-ai dorit tu să fii? Oriunde mă duc, oriunde mă învârt, în piață, în Africa, în Jamaica, oriunde am fost, toată lumea m-a întrebat ce face Emma. Să vedem ce face Emma. E, acum mult mai bine. Mă bucur. Ups, sunteți aici? Nu se vede, v-au orbit hormonii. Băi, nene, voi vreți să mă topesc aici? Să dea naiba să nu-mi aduceți un aer condiționat? Că o să-mi pun apă în cap în direct, bă, ca huidu! Ce vrei tu, mă? Ce vreau? Ce vreau și eu un studio mai mare, vreau și eu un aer condiționat, vreau și eu... Ia uite pe ăștia, bă, camerele pe mine, bă! Pe mine mă caracterizează chestiile astea, cum sunt macho, sunt... Ești, au! Ia. Vreau să trec încolo. Bine. Stai numai puțin. La bărbații ăștia mi-i tocat. Așa suntem noi, mai mârlani. Hai mă, Dezi, mă, liniștește-te, că o să se mute. Măgarule! Acum te-aș întreba pe tine așa, ca între prieteni, mă, prietene, colega, mă, aș prietene. Da. Taci. Ce-ți place la el? Când cu pupăză, când cu pupă, cu pupăză ați avut-o mai multe ori, să nu negați. Mă rog, întrebarea n-are niciun rost, să trecem mai departe. Am înțeles, și să cere un răspuns. Ce ți-ai dorit tu să fii în viața adevărată dacă n-ai fi tu? Și îmi doresc, da, și e... ca la 1000 de episoade, da, dați mă camera pe mine! În totuși iubirea! Ținând cont de toate aceste relații, puteți să ne spuneți și nouă, e, odată ajungi aici, care e rata de schimb leu-dolar? Continuăm, odată ajungi, continuăm. E nepotul meu, e adus aici pe pile, asta nu intră! Da. Ai văzut? Ai văzut? Că te crap! Și cum să nu-mi doresc așa ceva că nu mă lasă? Te crap. Dacă nu ți-aș mânca mâncarea, ai făpat tot? Niciodată nu mănânc tot. Nu pot. Țineți minte, niciodată. Niciodată. Dacă n-aș fi fost în altă, ce aș fi dorit să fiți în viață? Să afle toată țara, da, e băgat pe pile, dar s-a ridicat pe propriile lui puteri. Ia, ușor, ușor. Ia, smiră, să zi la bună, te lasați de la suror. La, 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 să mărită mona mea.
Pufasă, zi. Te crăp. Vă mulțumesc. Cut! Dă măcar să văd și eu cu ce e. Că poate nici nu-mi place. De să... Proastă ești, făi. A, nu. Nu văd ce e. Mamă, cum e. Oaie. Și tu, tantălăule, n-ai zis nimic, hă? Ah! Clanță! Asta meritați. La amândoi! Și ție, faci ce mai căutați aici? Mă, tu de ce ai mai intrat? Ca să vă dăm clanța! Că una singură... Una singură nu putea. Mai încet, că ne aud alea, mai ah, că numai tu ai stricat-o, golanule! Ce are fata Iulie? O să se obișnuiască lumea cu tine. Congo versus Roma, lecția de limba română. Aplauze pentru te. Păi și pe noi cine ne desface, bă, Chioret? Bă, bă, de pitule! Să nu știu că e ca vocea mea, îmi lasă. Ți-am povestit ce-am pățit? Scrie pe desfășurător. La secvența, nu știu, deci ăsta era că eu înlocuia iaurtul cu de-asta, cu aracet. Și vine dobitocul de la recuzită, varsă iaurtul și pune aracet în ala. Și eu trebuie să beau la cadru. E, cum e? Băi, eu beam aracet în copilărie, așa că merge. Adică la grădiniță, mai lingeam, da?